ce vedem aici? Sunt arterele coronare, ale inimii, cele care hrănesc mușchiul inimii. Arterele sunt vasele care duc sânge oxigenat de la inimă spre țesuturi. Inima, singurul organ care se autohrănește. Și ia direct de la sursă. Ceea ce nu se vede în mijloc este inima, este cavitatea principală a inimii, ventriculul stâng. Exact de aici, de unde pornește artera coronară stângă, este aorta, principalul conduct al de conducere a sângelui din organism. Și imediat când aorta iese din inimă, ies și arterele coronare, pentru că ele vascularizează de fapt inima. Aici, sângele oxigenat vine în forță, dar forțe prea mari se dezvoltă doar dacă suferiți de hipertensiune. Mișcarea, toate arterele organismului, adică vasele care pot suferi de ateroscleroză, o vor permanent. Aceste tuburi au trei învelișuri, cel exterior, puternic, al doilea întreține pulsul, al treilea înveliș intră în contact direct cu sângele. Este o peliculă foarte fină de celule care secretă anumite substanțe pentru a proteja sistemul arterial. Da? Și aceste substanțe benefice se produc într-o cantitate mai mare în momentul în care noi facem mișcare. Ce găsim la polul opus? În interiorul arterelor, fumatul, sedentarismul, diabetul și grăsimile prea multe din sânge fac leziuni. Acestea determină inflamație și atrag multe grăsimi din sânge. Se numește cardio-CT. Nu este o tehnică imagistică invazivă. Evaluează obiectiv riscurile. Este o plată cu risc, care are risc foarte mare de a dezvolta un infarct miocardic, de a rupe, cum zicem noi. Din acest vas, 75% este ocupat de o zonă de o placă de ateron, cum o numim noi, care sunt depuneri de grăsime. Schimbarea stilului de viață înseamnă mișcare zilnic, zero țigări, controlul grăsimilor din sânge, controlul glicemiei și a tensiunii arteriale. Toate împiedică un dezastru biologic. Se numește infart.